32 de voturi pentru. Domnul Boroian a avut 16 de voturi pentru. Au fost 0 voturi nu. Deci, în concluzie, domnul Țuțuianu Marius Horia a fost ales cu majoritatea membrilor Consiliului Județean în funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. Să vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți, o să dau citire în continuare celorlalte două procese verbale pentru alegerea celor doi vicepreședinți. Pentru vicepreședintele numărul 1, primul vicepreședinte sau unul din vicepreședinți, din cele 36 de voturi exprimate, toate au fost valabile exprimate, domnul Palas Claudiu Iorga obține un număr de 22 de voturi pentru. Vicepreședintele ales al Consiliului Județean Constanța, ședința de astăzi. De asemenea, pentru celălalt, pentru al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean, dintr-un număr de 36 de voturi exprimate, 36 au fost valabile, domnul Ipleacu Dumitru Daniel obține un număr de 22 de voturi pentru și domnul Ipleacu